Salutare tuturor, eu sunt Flash și bine v-am găsit la mine la Gărăjel. Continuăm seria de Car Mechanic Simulator 2021. Și dacă nu știați, am mai făcut un episod și am mai făcut încă alte episoade pe pagina de Facebook, pe care le puteți vedea acolo. În acest episod, cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A. Link în descriere. O să ne ocupăm de o mașină tot electrică. Adică o să începem cu o mașină electrică care are probleme pe partea de frânare. Așa că o să iau comanda, că na, clientul nu cred că mai așteaptă mult, mai așteaptă 3 minute și pleacă, își caută alt service și o să o bag direct în garaj să vedem. De fapt, hai să vedem mai întâi la car status ce probleme are. Deci are probleme cu pistonașele din etriere, ok, sau etrieri. Etrieri sau etriere? Spuneți-mi în comentarii care e pluralul corect la etrier. Ok, un disc sau cred că un singur disc ventilat, dar de obicei se schimbă amândouă, așa că să facem treaba bună să le schimbăm pe amândouă sau... și plăcuțele de frână. Ok, deci cam astea sunt problemele mașinii. O să iau, să o pun pe primul elevator, my friend. O să băgați un like pentru seria noastră de Car Mechanic Simulator acolo și hai să ne apucăm de treabă. Să-i dăm aici up, pentru că trebuie să dăm roțile jos și presupun că pe față sunt problemele, dar o să vedem. Ok, cât se urcă mașina, eu o să intru în inventar și o să dau sell la piesele vechi pe care le am și totodată ar trebui să îmi golesc lista de cumpărături ca să plecăm și noi cu lista goală din start. Bun, hai să dăm roțile jos, aici e treabă de vulcanizare, avem câte 5 prezoane la fiecare roată. Și ia uite discul ăsta de frână cum arată. V-am mai povestit eu într-unul dintre episoadele de pe Facebook, dacă nu mă înșel, că așa aveam, de fapt mai rău de atât, aveam discurile la matiz când aveam matizul, când am luat matizul și a trebuit să le schimb. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Erau, băi, varză rău de tot și am mers o perioadă nu foarte lungă cu ele, până când am zis, băi, trebuie să fac ceva cu frânele astea, că nu se mai poate. Da. Hai să dăm și discul jos. Deci, practic, i-am dat cam tot jos de aici. Ok. Și hai să mergem și pe partea cealaltă. Bun. Iarăși, treabă de vulcanizare. 5 prezoane. Le dăm direct. Haide, noroc că avem pistol, că la mână. Bine. Sincer, puteau să facă cumva... Uite, că discul ăsta e în stare bună. Păi și ce să facem? Să-i schimbăm doar un disc? Doar un disc? Mă, știți cum e? Poate clientul vrea pe ieftin. Mă, dar astea, ia uite-le, mă, astea sunt noi. Păi ce a făcut? A fost... Nu se poate. El a fost în altă parte. Deci el a fost în altă parte, ma friendos. Și i-au schimbat tot ce ține de frâne pe o singură parte. I-au schimbat pe stânga și pe dreapta. Au uitat ce s-a întâmplat. Au tras pe dreapta piesele alea. Le-au tras direct pe dreapta și... Na, 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 i-au făcut manevră, mă, la client. N-ai cum. Să-ți faci revizia la frâne și să schimbi doar pe o parte. Hai să vedem pe spate. Pe spate avem plăcuțele aici nasoale. Le văd din start că e etrierul ruginit sau plăcuțele. Nu dau seama ce se vede acum prin jantă. Cred că alea sunt... cred că e etrierul, de fapt. Nu cred că sunt plăcuțele, dar vedem imediat. Mai avem un singur șurubel. Da, e etrierul ruginit rău de tot. Mă, ce s-a întâmplat cu mașina asta? Nu pot să înțeleg. Deci avem plăcuțe de frână bune, uitați-vă, discuri bune. Ok. Și pe partea asta, iarăși tot arată bine. Foarte ciudat. Deci mașina asta, vă zic eu, a stat cu partea dreaptă în baltă, în lac. Nu știu unde a fost parcată, dar e haos cu ea. Bun. Păi, hai să recapitulăm. Avem aici de refăcut un etrier. Și aici avem de luat un disc, plăcuțe și hai să vedem la calculator cu, de fapt, în inventar să vedem. Deci avem un etrier care e varză, pardon, click dreapta, un disc care e varză, plăcuțe care e varză, încă un etrier care e varză și cam atât. Ok, atunci hai să mergem pe lista de cumpărături și să luăm două bucăți etrier. V-am zis, spuneți-mi voi în comentarii pluralul că eu nu-l știu. O să luăm un disc de frână, ok. Și o să luăm plăcuțe de frână, o singură bucată. O singură bucată plăcuțe de frână, ok. Și hai să mergem și să-i reparăm frânele. Nu știu cum a fost posibil așa ceva, sincer. Încă stau și mă gândesc. Să ai... Na, n-are cum.
Doar pe o parte să ai totul stricat și pe cealaltă parte nu. Hai să-i băgăm aici pistonașul. Dacă e cu galben încă mai merge, să știți. Și pe ăla cu galben, pistonașul din etrier, o să-l punem pe spate, nu-l punem pe față. A, aici avem tactică, my friend, ca să... Mamă, acum îmi dau seama, eu am mai jucat Car Mechanic Simulator, dar o versiune mai veche, cred că 2019-2018, nu mi-aduc aminte. Și asta era schema pentru pus roțile rapid. Uite, vă învăț și pe voi. Dacă nu v-ați prins din ce am făcut mai devreme, vă învăț și pe voi imediat. O să punem roata aici. Ok, îi punem roata și fiți atenți, vă puneți pe lateral. Și acum dacă faceți chestia asta, ia uite, singure pleacă, unul după altul. Mai mici mouse-ul doar super puțin. În schimb, dacă ai sta așa în față, ar trebui să pui click-ul, mă rog, săgeata, cursorul, ar trebui să o pui de pe un prezon pe altul și ar dura mai mult. Bun, și acum hai să dăm un car status, să vedem, mai are alte probleme? Mamă, îi dăm finish order direct de sus de pe... Front wheel sizes are mismatched? Am pus roțile invers? Nu cred! Nu cred! Nu îmi dau seama ce am făcut, dar cu siguranță am făcut ceva prost. Ups! Ups! Are dimensiuni diferite? Nu pot să cred așa ceva! Nu pot să cred așa ceva! Mamă, ce-am făcut! Mamă, ce-am făcut! Ok... Și... Ha! Oh, da! Trebuie să dăm jos roata iar și pe față și să le punem invers, dar ar trebui să ne dăm seama care sunt roțile mai late. Logic ar fi să fie late pe spate. Hai să vedem pe spate, să mergem pe ad mod și să vedem 23A, 205, pe spate îi punem 235, mă. Pe spate îi punem astea de 235 și sper că este bine. Că să aibă roți late pe față și înguste pe spate n-are logică. N-am văzut, sau or fi și mașini așa. Dar eu presupun că și eu am mai late pe spate și mai înguste pe față. Așa e normal, dar nu mă așteptam să fie în joc mașinile cu chestia asta. Bă, e bine, e un plus pentru că e mai realistic jocul, my friend. Stai să vedem dacă... Bineînțeles că a fost acceptată orderul, comanda mea, nu comanda, gen task-ul, habar n-am, misiunea, ok. Și hai să vedem ce mai este aici la order, să vedem rapid, other tasks, avem un GTR R35, îl luăm rapid și îl băgăm direct pe elevator. Hai să vedem elevatorul 1, să vedem ce probleme are mașina, pentru că sunt alte probleme, nu e schimb de ulei, nu e nimic altceva. Niște puțină mentenanță la Nissan, băi, deci v-am zis și în episodul trecut, nu ai cum așa ceva, deci avem numai refill, am citit bine, da, avem numai refill la brake fluid, uite-l că e gol rezervorul, bine, eu nu înțeleg cum mașinile astea consumă lichidul de frână, fără să aibă vreo conductă de frână spartă, sau rezervorul crăpat, sau habar n-am, n-ar trebui să se consume și... V-am zis, sunt mai fiabile decât cele normale, adică nu mai rable sunt mașinile alea de pe story-ul main al jocului și avem iarăși antigel, pierde antigel, păi cum să pierdă un R35 antigel și să mai mergi cu el pe stradă? Nu ai cum, dacă pierde antigel nu trebuie să-i, adică îi pui la loc dacă mai e de mers 5 metri, dar te duci să schimbi garnitura pe unde pierde și ce zic, sau furtunul, sau habar n-am, pe unde o pierde el. Mi-ar fi milă să merg așa cu un R35 din ăsta, direct cu platforma l-aș lua și l-aș băga în service, n-ai cum. Și car status? Mamă, easy peasy, mă, finish order, facem clientul fericit, frumos, a plecat Nissan-ul, s-a dus, am ieșit pe profit și astăzi. Și, my friends, dacă v-a plăcut episodul nostru, băgați acolo un like, abonați-vă, apăsați pe clopoțel. Vă aștept pe Insta pentru că cei mai tare abonați mă urmăresc și pe Insta, OneFlash cu 0, vă invit cu drag și acolo și vă urez o zi cât mai bună în continuare. Eu am fost Flash, v-am pupat, pa!